Sezonul de iarnă ne aduce nu doar zăpadă, miros de brad și bucuria sărbătorilor, ci și oportunitatea de a exprima creativitatea și frumusețea prin machiaj și coafiuri. Astfel că sfaturile în acest sens sunt la mare căutare în perioada sărbătorilor. Coafiurile legere, mai puțin încărcate și cu un look cât mai natural, sunt în trend pe final de an. Dacă ar fi să mă gândesc la propunerile noastre în ceea ce privește abordarea pentru sărbători, sunt coafiuri legere. Mergem pe un aspect cât mai fresh. Stilul actual este unul nu foarte sofisticat. Toate fetele preferă un look lejer și ceva care să nu le încarce foarte mult părul. Și atunci noi venim în sprijinul lor cu le asigurăm tot suportul pentru a crea aceste coafiri cu un aspect destul de lejer și de natural. Blondul rămâne în top și pe final de 2023. Și blondul va rămâne de referință. Este partea pe care noi cu care lucrăm cel mai bine și clientela noastră este din mediul acesta. Noi lucrăm și am reușit să dezvoltăm destul de mult partea aceasta pe tehnic vorbind, dacă ar fi să intrăm puțin pe partea aceasta de tehnic, blondul necesită mult mai multă atenție și atunci noi am venit în sprijinul clientelor să le asigurăm suport pentru părul blond. Rămânem la blond ca și culoare de referință în continuare pentru 2023 sau chiar cu tendință spre 2024. În timpul acestor momente festive, fiecare detaliu contează pentru doamne și domnișoare, de la machiaj, coafiură și alegerea vestimentară.